Salutare, rapidiști, din a doua încercare ne-am bătut un pic cu conexiunea, am reușit, important e că Rapid câștigă cu 4-1 împotriva celor de la UTA Arad. 3 puncte, suntem pe locul 2, o victorie pentru care e adevărat că am muncit, dar cum vorbeam și înaintea meciului, cele mai importante sunt cele 3 puncte, importantă e victoria și până așteptăm reacțiile băieților care cu siguranță sunt și ei fericiți, vorbim cu Octavian Chihaia și cu Ovidiu Herea, acum la cald, deși afară a fost destul de frig. Cum a fost, Avi? Da, o victorie mai dificilă decât o arată scorul. Prima repriză bună, repriza a doua cu mult mai multă presiune din partea UTEI, dar cred că am putea să tragem o concluzie că această presiune ne-a ajutat să fim concentrați, foarte concentrați pe faza defensivă. Au apărut niște probleme de organizare, cred că la mijlocul terenului, în urma cărora au avut și vreo 2-3 situații de gol. În momentul când am reușit să ținem un pic mingea sus, am putut să mai echilibrăm această a doua repriză, iar greșelile în urma cărora ne-am marcat golul 3, care a fost decisiv. Ce să mai, până la urmă, numai că e vorbă lungă sărăcia omului, important e că ne-am putut menține concentrarea și o apărare foarte bine coordonată de Cristi Săpunaru a făcut față unor momente mai dificile apărute. Asta este important. Da, e adevărat, trebuie să și suferi în drumul spre glorie. Bine că n-a intrat niciuna din acele ocazii ale lor, Ovidiu, nu? Până la urmă, despre asta da, am început destul de prost a doua repriză, au avut două ocazii foarte mari cei de la UTA. Bine că n-au reușit să înscrie, până la urmă este o victorie de moral, având în vedere jocurile care urmează, două jocuri importante cu Craiova și cu FCSB, ținând cont de situația care era înainte de acest meci, după înfrângerea de la Iași. Până la urmă este o victorie de moral, o victorie care reaprinde flacăra aia speranței, pentru că, exact cum vorbeam și înainte, nu e nimic jucat în momentul de față, iar atâta timp cât băieții au moral și urmând două jocuri importante, putem să sperăm la mai mult. Cristian Bergodea a simțit că nu funcționează ceva în repriza secundă și a schimbat destul de mult. L-a băgat pe Hroma, dar a scos ambele extreme, l-a băgat și pe Burmaz, la un moment dat o să vorbim și despre golul lui, evident. Până la urmă, aceste mutări s-au dovedit a fi inspirate. Da, putem să spunem că a fost inspirat în alegerile pe care le-a făcut, având în vedere că Burmaz a reușit un gol superb. Dincolo de asta, dar mă refer mai degrabă de asta, la... Dar ca și joc a fost prezent, a fost foarte activ, a coborât, am văzut că a coborât foarte mult și a ajutat și pe faza defensivă. Papă, iarăși, a fost destul de activ, plus Romada la mijloc, care a închis foarte bine spațiile, l-am văzut destul de agresiv, a fost acel mijlocaș central de care avea nevoie Rapidul, mai ales în momentele în care UTA venise peste noi, a avut câteva situații de marcaj de pe zonă centrală, a intrat foarte bine, deci chiar a fost inspirat. Da, golul de 3-1 a venit parcă după momente în care reușisem să mutăm și noi jocul în jumătatea lor de teren. E adevărat că... În urma schimbărilor. Exact. Am suferit, am stat cu linia de apărare jos, dar la un moment dat am reușit să urcăm și noi liniile și am mai avut câteva situații înainte de a marca acel gol de 3-1. Mă rog, poate inspirația la anumite pase a făcut ca fazele să nu fie finalizate, nu știu dacă neapărat cu gol, dar mai periculos. Albion, două goluri. Primul marcat, cred că e cel mai rapid gol al nostru din sezonul ăsta, sigur. E unul dintre cele mai rapide din acest sezon de Superliga. Nu cred că e chiar cel mai rapid, parcă a mai fost unul marcat tot așa după câteva secunde, un minut și un pic. Da, încă o dată ne dovedește că este un marcator. Până la urmă, primul gol, chiar dacă a fost acea gafă, Hasani a avut oportunitatea mult mai clară să marcheze.
fiind plasat simțul golului și execuție cu piciorul stâng, deși el este dreptaci, marchează, speculează orice jumătate de ocazie pe care o are. Golul 2 scapă singur cu portarul, golul 3. Golul 2 al lui. Da, golul 2 al lui. Scapă singur cu portarul, execuție, plasează mingea. Că tot vorbeam de Burmaz, a intrat foarte, foarte bine, este foarte puternic, protejează, mă uitam cum își pune corpul între minge și adversar, nu stă cu mingea pe loc, caută spații să plece din preluare, foarte activ. Și mai o chestie, acum nu vreau să fiu tendențios, dar e o chestie specifică unor străini cu o educație fotbalistică și combativi. Intră din postura de rezervă și fără nicio să dea senzație de supărare, de ceva, și până la urmă e răsplătit cu gol, chiar dacă a fost din lovitură liberă. Dar dorința cu care a intrat și s-a văzut, cum spunea și Ovidiu, activ, mereu, coboară, se ceară minge, cere pe spații. Se bate pentru minge. Da, intră în combinație. Nu, astea sunt exemple pentru toți. Acum fac analogie cu Academia. Exemple pentru toți copiii de la noi din Academie. Pentru că astăzi s-a întâmplat și un alt lucru, nu știu, din punctul meu de vedere pozitiv. Deci copiii de mingi au fost colegii lui Bădescu. Mă uitam, era situație, s-a dus să bată out și colegului care a jucat duminică i-a dat mingea. E, cum se uite la Bădescu, se uite la Burmaz, la Rahmani, la toți, că totul au întins pe tavă și trebuie să doar să ia, să muncească, să fie profesionist și să-și dorească. Cum ți s-a părut Bădescu, dacă tot ai atins subiectul? Bădescu mi s-a părut... Dincolo de gol, evident, o reușită fantastică. Nu, golul este doar pentru a completa, eu știu, starea euforică în care este el acum. Eu m-am uitat la el din punct de vedere defensiv, pentru că eu am avut discuție cu el, a și spus-o când vorbea cu Alex Paraschiv în acel interviu, da. Am avut o discuție cu el când i-am spus de chestia cu fundașul stânga și am discutat-o împreună cu Vasile Maftei și am zis, bă, un tânăr, un copil, e foarte greu la 17-18 ani să debuteze la Rapid în poziție de fundaș central. Hai să încercăm, pentru că are calitate, are încredere, are forță, are personalitate, lovește foarte bine mingea și el a fost de acord, n-au fost niciun fel de probleme. Și uite, acum vine răsplata. M-am uitat la poziționarea lui defensivă, la efortul pe care l-a făcut. A știut când să atace decisiv, a știut, au avut chiar două intervenții, repriza a doua, în careu, la limită, o situație foarte clară de, situație foarte clară de a marca. Deci a fost și inspirat. Și asta nu poate să tragă decât cu jucătorii care își doresc și vor. Este un început pentru el, nu înseamnă că este o certitudine, eu știu, din punct de vedere... Cred că s-a așteptat nimeni să devină o certitudine după un meci. Nu, dar dacă este inteligent și el este un băiat inteligent, are o fundație foarte puternică pentru ceea ce urmează, pentru că... Abia îl mai așteptăm să-l vedem în teren. Vreau să mă întorc la Albion. Marchează astăzi o dublă extrem de importantă și ajunge la 11 goluri. E cel mai bun străin din istoria Rapidului în acest moment. L-a depășit pe Spadasio la sezonul de debut în Superliga. Spadasio, când a venit la Rapid, a marcat 10 goluri în primul sezon. Albion marchează 11. Așa, ca o paralelă în timp. Bine, erau și profiluri diferite. Spadasio era gen număr 10. Era mijlocaș. Adică era un pic mai greu să marcheze atâtea goluri, da, într-un sezon și chiar la debut. Albion este un marcator, atacant, foarte mobil. Mie îmi place foarte mult, de când l-am văzut mi-a plăcut. E acel atacant care intră în combinații, care își caută zonele libere ale terenului. Este foarte mobil, îmi place și... cred că fac un cuplu extraordinar el cu Burmaz. I-am văzut, se completează perfect. Să dea Dumnezeu să o țină tot așa și unul și altul, pentru că în felul ăsta Rapidul are putere și s-a demonstrat acest lucru în meciurile pe care le-au jucat împreună până acum. Eu tot aștept să vedem reluarea golului lui Burmaz. Am văzut-o un pic în timpul meciului, am văzut-o după un pic într-o reluare, dar
Ai văzut? Am văzut, am văzut. Lucru nici nu, am văzut lovitura liberă. Bine, mie îmi place, are lejeritatea aia pe care o are un atacant de clasă atunci când lovește mingea. El întotdeauna își caută poziția de a căuta, de a căuta poarta. Cum am zis și mai devreme, foarte puțini atacanți în momentul ăsta în Liga 1 au această lejeritate de a ajunge în poziții de a finaliza. Iar el, dacă stăm să ne uităm, cam în toate meciurile în care a jucat, a avut cel puțin două ocazii. Chiar și la aia, și ne făcând un meci foarte strălucit, să nu uităm, a avut acea ocazie cu capul foarte mare, a mai avut acea ocazie când a tras în portar, e mereu acolo. Iar asta este o calitate foarte mare la atacant, să ajungă în poziții de a finaliza. Tu ai vorbit despre Durmaz și despre cum a intrat în teren. Intră ca un profesionist adevărat, un fotbalist care știe ce poate și mai mult decât atât știe ce vrea. Și merge în aceeași direcție în continuare. Nu știu vârsta de execuția? 22. 22? Sau 23, da. Dar execuția? Execuția, pot să spun... 22, în aprilie face 23. Da, pot pe 21, să... da. Da, vârstă foarte bună. Pot să spun doar, și cu asta închei, că nu poate să lovească oricine minge așa. Deci asta e o chestie, nici măcar nu pot să spun că e antrenament, asta e o chestie nativă. Pentru că el dă precizie unei lovituri în forță, ceea ce e foarte greu de realizat. La un jucător normal este poate și întâmplător. Dar nu văd, acum... Nu. La Burmaz sub nicio formă, pentru că am înțeles că la antrenamente îi lasă pe toți cu gura căscată. El se antrenează pentru că poate. Dar mă faci să spun acum, hai să nu vorbim de rapid, hai să luăm orice alt jucător. De ce nu se bagă niciunul să dea de la 35 de metri? Nu știu la cât a fost... Pentru că nu simți dacă poți să lovești mingea sau nu așa. Fac o comparație, un jucător care lovește iar mingea bine este Florinel Coman, dar Florinel Coman prinde de cele mai multe ori, încearcă să prinde un pic de interior, poate. Dar nu este aceeași lucru. Și mi s-a părut, să știi că tot cu interiorul a... Da, interior, că cred că au sărit hexagoanele de la minge. O să vedem. Uite, hai să vedem, uite lovitura liberă. E o reluare din spate foarte, foarte bună și din reluarea aia adevărat am văzut-o destul de repede. Așa mi s-a părut, a luat-o cu un pic de interior. Nu se mișcă mingea, este lovită perfect. Este... Mai Ovidiu mai dădea așa în tinerețe. De la așa mare distanță, nu cred. La rapid. De la distanță așa mare? Nu, așa mare, nu. Nu știu la Cuciaclu, dacă nu a fost așa de departe. Deci asta, dacă vorbești cu un portar și orice antrenor de portar, când ei sunt în măsură să vorbească, bă, dacă iau un portar gol de la 35 de metri, a cui e vina? A portarului. Sunt 30. Nu sunt sigur că e vina portarului, adică nu sunt sigur. Uite-te aici la piciorul lui. E greu să ne dăm seama. Dar pare că bagă și un pic de... Oricum. Deci dacă dădea interior, ar fi luat mingea efect. Mingea nu se mișcă. E poate cel mai... ceva, ajută-mă. Admiră. E la momentul de admirație. Nu mă uitam, dar... Nu știu, biomecanica pe care o are în lovire... Nu, dacă nu ții piciorul bine, sar ligamentele, crede-mă. E un gol de pus în ramă, cred că nici e... Nici mai contează cum a dat. Cel mai frumos, da. Făceam analiza piciorului. Cred că e cel mai frumos gol al nostru și, mai important, a închis o seară. Într-adevăr, poate că 4-1 nu e scorul real al jocului, al partidei, dar a închis o seară și câteva zile care au fost grele pentru jucători. Și bucuria aceea de la final... Momentul acela în care s-au strâns toți, eu cred că e unul extrem de important pentru jucători, pentru staff și pentru suporteri. Și pentru ce urmează. Că era foarte important la echipă să fie liniște. E foarte important acest lucru, mai ales că urmează un program încărcat. Mă bucur că i-am văzut din nou împreună, pentru că numai în felul ăsta Rapidul poate fi o nucătare. Dacă intervin acele discuții între suporteri, între jucători, știm foarte bine că nu are nimeni de câștigat. Mă bucur că
s-au împăcat, să spun așa, în ghilimele, la sfârșitul meciului, că au revenit la sentimente mai bune și sperăm să-i vedem în continuare la fel și în următoarele meci. Vorbit despre Albion, o să las și ascultăm la microfonul Rapid TV în curând. Până atunci, e pregătit. Putem să-l și ascultăm pe Albion. Leva, congrats. Two more goals. Now you are 11 goals. Do you think about the top scoring first place? I hope just to help the team. I'm so happy because I can help the team. I scored twice today, but like a team, we score 4. 3 points is important. We keep going forward, and of course, I want to win the championship, and after, of course, to win the top goal scorer. How was today's game? It looked easier at 2-0, but then they scored. We thought about a match with Cluj when we lost 2-3, but in the end, it was good. It was a very bad time for us because we scored twice, and after we was comfort, and we let them to take the control to play with the ball too much. But when we come back on the second half, we fight a lot for this big victory. So we just deserve everything tonight, and I'm so happy. What system do you like the most? With the two strikers or with one? How you play, it's like the same, because number 10 will gonna help you in pressing, in attack every time. Of course, 4-4-2, it's good also because you have two strikers, you have more space in attack. But I don't know, for me it's the same. I just do my job every time what the coach says. And for me, who play, it's good for me because all of them, it's my brothers, my friends, and I stay with all of them, and just I want to see them performing very good. How do you get along with Bora? Your two strikers, different strikers. How do you get along with him? Yeah, it was good. We play very good games together. We should fight more on the next games to help the team in maximum. I want to promise all the fans. Sometimes we had bad days, of course, but I will promise to them we will give 100% every game, just to bring the title here. We are now back on the second place. We're gonna play on Monday at Craiova. Will you play your first match? Another Craiova. How do you see this match against the team that we fight for the first places? It's gonna be a very hard game, but we just analyze them, and we go there for 3 points, and of course we will give 100% to take these points. Thank you very much. Welcome. Da, un atacant fericit, evident. El a marcat o dublă, e golgheterul echipei. Rapid câștigă, Rapid urcă pe locul 2, e seara perfectă pentru Albion. Și voiam să vorbim despre clasament înainte să îl ascultăm pe Kosovar. Revenim pe locul 2 înaintea a două meciuri care pentru noi înseamnă de fapt începerea play-off-ului. Nu că aceste puncte n-ar fi fost bune pentru play-off, cele pe care le-am câștigat în această seară, dar e clar că ne vom întâlni cu Craiova și cu FCSB în play-off. Deci deja putem să, nu știu, să ne distanțăm de Craiova, respectiv să ne apropiem de FCSB. Nu? Noi avem un play-off cu două meciuri în plus. Da, care pot conta foarte mult. Da, începe seria meciurilor pe 3 puncte cumva. E timp pentru analiză, pentru analiza adversarului vis-a-vis de aceste jocuri. Orice joc din asta în plus, și FCSB și Craiova, te poate ajuta și pentru celelalte jocuri rămase pentru play-off. Sunt jocuri puternice, sunt jocuri cu miză, cu presiune, exact ce trebuie unor fotbaliști cu valoare. Pentru că până la urmă această poziție trebuie menținută jucând cu astfel de adversari. Este foarte important locul unde suntem acum, arată foarte bine clasamentul.
Dar trebuie păstrată concentrarea și conștientizarea momentului. Asta e foarte important. În principiu, Ovidiu, glumind sau nu, un pic, pentru noi încep meciurile în care concentrarea și ambiția nu o să fie neapărat greu de obținut, pentru că în derbiuri, în meciurile cu echipele de play-off, avem un palmares extraordinar de bun în acest sezon, cel mai bun dintre toate celelalte adversare. Noi am avut coborâșuri cu echipele în fața cărora ne așteptam să fim favoriți. Așa e tradiția. Povestea rapidă. Știm foarte bine că atunci când echipa merge bine sau când toată lumea spune că n-avem cum să ne încurcăm cu o echipă mică, tocmai atunci facem acel pas greșit. Da, într-adevăr, Rapidul arăta foarte bine cu echipele din play-off, cu echipele care se luptă la titlu și mie îmi dă încredere că pot face în continuare această figură frumoasă pe care au făcut-o în meciurile cu CFR-ul, cu FCSB, pentru că lucrul ăsta demonstrează că echipa are, în primul rând, calitate. Lotul este unul foarte bun și, în al doilea rând, arată că se motivează foarte bine în aceste meciuri. Iar mie unul îmi dă speranțe aceste meciuri. Să sperăm că, exact cum am zis și mai devreme, vom intra în play-off cu o distanță cât mai mică față de cei de la FCSB, iar campionatul se joace până în ultima etapă. Sperăm să jucăm cu ei finala, nu cu trofeul pe masă. Asta e scenariul ideal. Hai să mergem din nou la vestiare, îl ascultăm și pe Iacob Hroma, dar a debutat astăzi la Rapid și a făcut-o foarte bine. Kubo, congrats. It's your first match on Mangiulești at home. How did you feel the game? Thank you very much. I'm so happy to make my debut in front of our amazing fans. It was really nice. It was a hard game because after 2-0 we had a couple of chances that maybe if we scored the third one could be easier game for us, but at the end when they scored for 2-1 and when I came in that moment, maybe they play a little bit better than us, and was a important and difficult moment of the game, of the match, and I'm happy that we scored the third goal, and at the end of the game, Bora made a fantastic goal. So yeah, I'm happy to make my debut in front of our fans in Giulești, and hope to play another nice games like this. So you saw in the videos the fans. Now you felt it on your own skin. It was like you said. Yeah, I saw a Wednesday match. Yeah, it's a Wednesday's game, and it's amazing. You know, big thank you to our fans that they come on Wednesday. Tomorrow, maybe a lot of them they go to work tomorrow morning. So thank you very much. We appreciate it a lot, and yeah. Everybody told me before I came here that our fans are amazing, and I remember like 3 weeks ago when I came first time, it was a home game against Otelul, I think, and I was in tribune that game the day when I came to Bucharest my first day, and wow, just amazing, and thank you all, thank you very much again. How do you feel the first matches you didn't play, now you play at Iași a few minutes, today you play more? So step by step, you start to play more. Yes, of course, because it was not easy for me at start. You know, I came from Czech Republic, where I stayed almost 8 years, and it's a different style of football, different tactic, different defending, different attacking. Everything is different, you know. So after eight years in Czech Republic was a big change for me. And I'm honest that first weeks was not so easy for me. Also, the intensity and tempo in trainings are really high, and I had to understand first 2-3 weeks how it is. And now I feel better. I think that I'm kind of player that if I don't feel good physically, if I'm not fit on 100%, I cannot play a good game. You know, so that's why I needed this time. And I was calm, I had the patience, and I worked hard, and
That's it, you know. So we are in a lot. Everybody is in the game. Everybody has to be ready. When the coach send you to the pitch, you have to be ready and you have to show yourself. So I'm happy that today we won, and hope that next games I can put another minute. What's the difference between Romanian football and Czech football? Now you saw a lot of games, or like 5 games. What's the difference, and which championship is stronger? Yeah, it's difficult to speak about the difference about between Czech and Romanian football. You know, when I played in Slavia, that's one of the maybe the best team or one of the two best clubs in the Czech Republic. We played also in Europe, so the football was a little bit different. I think that the intensity was similar, and maybe I was surprised a little bit that maybe the quality that I can see also in the trainings, it's maybe a little bit better here in Romania. And I see a lot of games, not just our games, until from the moment that I came to Bucharest. But I saw also a lot of games in television of Romanian league, and the games are really, really similar. Every game is similar, and the last can be the first one, and I think that the best, the biggest difference between Czech league and Romanian league, that the difference between all of clubs, between all 16 clubs, it's not so big, you know. When we played in Slavia, some home games against clubs from the back, from the table, you know, we could win like 3-4-0 every game, you know. So sometimes it was, I cannot say easy, but I think that the Romanian league, it's like it's not so big difference between the clubs. Yeah. Now that we are on second place again, do you dream about winning the championship, and how many chances do you think we have? Of course, everybody is dreaming about the title. When I came here first days, everybody told me that that's the target, that's the goal. Everybody want to win the title. I didn't want the title for last 2 years with my ex team with Slavia, you know. So yeah, that's my goal. That's goal of everybody. We are working hard. We are working hard every day to stay behind Vecesaba, close to them, you know. And after that, we have another 2 games. Yeah, we lost the game in Iași. It can happen. Unfortunately, happened this game. But we worked hard, and we are happy that we won today, and we have another 2 games. And after this rule in Romania that they cut half of points, you know. So everything. How do you see this rule? It's better. To be honest, it's strange thing for me. It's strange thing, but at the end, it can be really interesting for the people, for maybe the sponsors, all the federation, the league, you know. Until the end, you have to fight. Until the end, maybe in other countries where it's not this rule, last 3-4 games are like for nothing, you know. And this rule, it's like yeah, you have to fight until the end. You can win the title in the last game. You can go in second division in the last game. So yeah, it's a little bit strange for me, but I like it. Thank you very much and congrats again. Thank you. Ciao. Da, Iacob Hromada la debut a intrat foarte, foarte bine, încrezător și el pentru ceea ce urmează. Ovidiu, concluzii după o victorie muncită, dar extrem de importantă, cum spuneam. Concluziile sunt exact cum am zis și mai devreme. Un moral bun pentru ce urmează, o victorie importantă pentru băieții, pentru clasament, pentru ce a fost la Iași. Toată lumea fericită, schimbările au fost inspirate, toți au avut și au adus contribuția la această victorie. Până în momentul ăsta suntem pe drumul bun, să sperăm că așa va fi și de acum încolo. Cred că a cuprins tot ce era de spus, plus o reconfirmare a lotului valoros și echilibrat pe care îl avem. Și să rămânem optimiști și cu picioarele pe pământ, dar optimiști,
și uniți, nu? Aș completa eu la tot ceea ce spuneți voi. Așa trebuie. Așa trebuie. Vă mulțumesc, domnilor, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și vouă, dragi rapidiști. Ne revedem luni. Jucăm la Craiova împotriva Universității și sperăm să fim la fel victorioși și să ne continuăm drumul spre visul suprem de sezonul acesta. Hai, Rapid!